Pregătește-te pentru surprize savuroase. Lidl îți aduce un cooking show pe gustul tău. Lidl, meriți să fii surprins. Da. Nu a fost farfurile, șef. Hai să râzi, dar n-a fost grea deloc. Astăzi n-am avut o farfurie. Am gustat-o, chiar avea gust. Bă, mișto. Era ușoară, era gustoasă. Cam pasta pe care am primit-o noi, să știi că era cam nefiert. După părerea mea, farfuria de astăzi este cea mai slabă farfurie pe care am făcut-o noi în competiție. Am puțin îndoială în suflet, dar sper ca totuși să banda să-mi facă o mare bucurie să văd multe farfurii portocalii. Mi-a plăcut, Doamne. Trebuie să vedem cum o să iasă. Oricum, sunt super happy de farfurie, indiferent ce se întâmplă astăzi. Zero. Zero emoții, ca niciodată. Deci eram flower power. Deja șeful este obișnuit, știe ce înseamnă. Mă aștept poate neapărat la un câștig, dar măcar la o egalitate. Astăzi am efectuat o farfurie super, cu gust, cu eleganță. Așteptăm așa cu sufletul la gură. Dale. Ready? Ready. Ready to cook? you think so? Yes, chef, I was born ready. We are warriors. Hai că a plecat banda, copii. Hai să vedem. Hai un pic pe ei. Hai, drumă. În 12 sezoane nu m-am obișnuit cu banda și oamenii ăștia intră în stand-by. Îmi închid urechile, închid orice comunicare cu exteriorul. Nu mai există nimeni în jurul meu. Sunt doar eu și banda. Și nu iau în seamă niciodată primele 5 farfurii. Pentru că altfel mi-e stă inima la fiecare farfurie care intră. Dar putea Cătălin să ia și 2-3 farfurie. Sau poate ne bat, dracu și nu. Sau intră prima rău, să vedem și noi cum e. Hai ca întotdeauna, farfuria portocalie. Normal. Hai să nu mai pune niciodată prima farfurie la socoteală, nu mă întrebați de ea, că prima farfurie este a lui Bontea, bineînțeles. Măcar nu mai surpriză. Tradiționala farfurie portocalie, să trăiască Bontea, felicitări! Măcar nu e la zero, e bine, suntem bine. I like to see my color in the first place. Haide, mă! Hai că mi-a venit puțin speranța acum. Este pe fața mea un mic zâmbet, dar nu am mare așteptări. De obicei nu promite bine. Am avut deja de 2 ori, s-a intrat cu portocaliu prima, așa că nu ne mai bucurăm. Dacă prima farfurie, portocaliu, tot e în regulă. Asta știm deja. Băi, intrăm în grafic astăzi, domnuna? Hai să rupem gheața azi. Grafic. Felicitări și lui Cătălin că și-a atins norma pe ziua de astăzi. Acum să vedem dacă o depășește. Da. Un pic de fericire în ziua de azi. Să sperăm că nu rămânem doar cu fericirea asta. Câștigăm și șefa. Avem una. Mai trebuie una ca să fim în grafic. Până acum n-am știut să luăm decât 0 farfurii și de cele mai multe ori una. Deci astăzi avem o farfurie. E de bine. Eu sper din tot sufletul să vină mai multe. Ce, vrei să te duci singur la joacă aici, așa? Eu sunt în grafic, Dumitrescule. Tu îți dai seama că dacă mai iau una, deja sunt dublu, eu n-am fost niciodată la... Băi, aveți ala, dracu, uite, plec aici. Sunt fericit, pentru că nu vreau să intre... mov. Și să intre toate magenta. Am avut toate și eu gândul ăsta, Doamne ferească, Doamne. L-ai avut și tot? Simt un gol în stomac de la prima farfurie. Încerc să mă concentrez, să fiu serioasă, să nu mă agit prea tare nici dacă intră, nici dacă nu intră. Însă simt cum clocotesc, că au intrat pitici de la Horia, mi-a trimis mie, nu știu ce a vrut să facă astăzi. Încolonate. Toate una peste alta. Vom câștiga și noi astăzi, mă, copii? Mamă, șef, cum ar fi asta? Ne dorim foarte tare, vă dați seama. Nu vreau să intre farfurie, mă. Îi vedeam
câștigători. Să luăm 6 farfurii? Betelu 6? Dați-vă încolo, cum ar trebui. Car 5 să luăm. Doamne ajută. Doamne ajută să câștigăm azi și noi. Orange, the best color ever. Ce ai, mă, egalitate? Egalitate. Ne-au venit cu lavanda. Foarte frumoasă lavanda. Trebuie să intre portocalie, neapărat. Cred că așa vor intra părând. Bam, 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 bam. Încă una, mă vine. Chiar simt că o să fie o luptă strânsă astăzi. Mă aștept poate nu neapărat la un câștig, dar măcar la o egalitate astăzi. Hai de albă strică. Hai, încă o farfurie. Mamă, m-a luat toate transpirațiile, iar. S-a cerea și mie. Rim. Portocalie. Keep them coming! Da, eu cred că pe aici ar trebui să se oprească botă. N-are de ce. După aplauze, cred că nici lor nu le vine să creadă. Să cred. Ne dă crezut, dar nu pot să mă mai bucur foarte tare până nu câștig. Am aplaudat, da, ne-am bucurat, dar nu foarte tare, pentru că județele anterioare am început cu portocaliu și am terminat cu roz. Șef, banda asta crește în fiecare zi. Nu fi greu. Hai că ar trebui să vină. Da, da, crește bine. Da, mă bucur ca de obicei, că n-am cum. Îi văd pe ăștia așa mei câteodată, la prima, la a doua, sunt mai așa, nu mai există ceva. Mai una, doar dacă intre de la maceta, trebuie să ne bucurăm de ea, da? Nici nu intră în calcul să nu câștigăm. Și dacă nu intră albastru, la revedere. La noastră. Altfel nu înțeleg. Nu știu cum să mai reacționez când e vorba de banda aia, zic sincer că... Cu cât ai așteptări mai mari, cu atât ai dezamăgit mai tare. Când vezi încă o farfurie roz, încep să nu vrei să te mai uiți la bandă. Pentru că presiunea e din ce în ce mai mare. Dar grasul cred că s-a oprit aici. Cred că eu m-am oprit aici. Nu are cum, mă, că ați spus. Nu-mi vine să cred. În capul meu e un haos total. Se pare că este tortură chinezească. Păi, dar nu se poate și acolo. Trebuie să fie și la noi ceva. Erau acolo o speranță mică. Ai un pic cu ei. Tu, Hela, vezi pe acolo? Nu, se vede nimic. Se vede nimic. Uite că urmează. E de Doamne fește. Vai de capul meu. După o nebunie de confruntare, urmează agonia numărătorii. Se cer nervi tari, o răbdare de fier și mult umor. Altfel, riscurile sunt foarte ridicate. Când scorul e strâns, incertitudinile devin apăsătoare. Mânecile sunt suflecate și mâinile ținute la spate. Ce faci, Bonte, aici la plimbare? Olo! Nu mai pot, jur. Nu avem bulan să câștigăm deloc niciodată, ceva nu-i regulă. Parcă vezi că acum, Bonte. Se intră așa toate, una după alta. Care nasi. Bă, dacă ne-ar aduce victoria, cred că aș iubi și eu totuși banda aia un pic mai mult, pentru că în punctul ăsta nu avem o relație foarte frumoasă. Ma, I hope we win, man. Ma, yeah, we really need this. Încă două. We need to take a break. Încă două. We don't stop when we are tired, we stop when we are done. Yes, good. Mă uitam așa că eu nu văd acolo, nu văd și văd doar magenta, că am impresia că intră magenta și de la reflectoare mi se fac ochii mici așa. Un pozitiv din mine spune că să mai am puțin răbdare, să încerc să înlătur îndoiala, că poate cine știe. Mihaela, vezi ceva acolo? Nu, se vede, nu, se vede nimica. Uite că urmează. Bine! Da, mă! Da, mă!
Hai! Hai, dar nu se poate. Hai, mă, că trebuie să fie și la noi ceva. Nu, pe bune, deci aia nu era o farfurie așa de critic, de teatru, pe bun. Încă două, nu mai vreau multe, nu. Încă două. M-am bucurat. Bine, m-am bucurat așa mai cu perde, dar m-am bucurat. M-am bucurat cu nervi. Alex stătea separat de noi. Cred că l-au biciuit toți ca la Păstârnacu. Dar Păstârnacu a deschis calea către o farfurie bună. Mai sunt 5 farfurii, nu? Da. Dar Grasul cred că s-a oprit aici. Nu că... A, da. Păi el n-a zis că le ia amețeala dacă ia mai mult de una. Cred că eu m-am oprit aici. Fac socoteala. 3 la 2, 3 cu 2, 6, mai sunt 5 farfurii. Bă, timp am mai avea! Da! Da! Hai! Bine, mă! Mă, tare, farfurie, mof, ce e? De ce mi-e frică, nu scap? Hai, mă, opriți-vă și voi la 4 odată. Să nu-mi zici că rămân cu 2 farfurii. Ok, no problem, no problem. Listen, we have the chance. Opriți-vă și voi. Uite, bă, n-are cum mâncați. Una, 7, mai sunt 4 farfurii acolo și dacă nu intră acum, je suis la revedere. Nu vine să cred. Nu știu ce să mai. Deja mă gândeam, bă, noi rămânem cu farfuria asta și gata. Mă uitam la Alex, Alex se uita la mine. Da, acum nu primim 4 pe bandă, am pierdut. Am pierdut. Banda merge din ce în ce mai încet, farfurile vin din ce în ce mai rar. În capul meu e un haos total. Eu nu mă uit la bandă, pentru că mi se pare că este tortură chinezească. Hai, încă una. Hai, încă una. Mai sunt 4 farfurii. Dacă nu ne intră farfurie, la revedere pe aia. Exact ca data trecută. Erau acolo o speranță mică. Nu mai avem nicio șansă să câștigăm. Chiar nu e, adică... Păi, zrața numai aici a fost. La noi. Hai cu magenta, hai. Hai, iubita mea, că pentru tine, mamă. Hai încă una. Hai, umple pe ei. Să toate acum, să intre toate. S-o dătii, s-o pe toate. Dacă mai iau una, ei au câștigat. E de Doamne ferește. Portocaliu. Tati, unde? Da! La ei cu o ciudă cu care nu m-am uitat la nimeni niciodată, cred. Vai de capul meu! Și răsare soarele, nu pentru echipa Soarele Răsare, ci cu 4 farfurii mov. Deci a fost explozie. Ne-am luat în brațe, l-am luat în brațe pe șef. Da, nu mai țin cont de nimic. Doamne, cum a fost cu Alex, cu Păstârnacu. Băi, mulțumim de Păstârnacu ăla, prietene. Doamne, dacă n-aveam Păstârnacu, muream. Totul a început de la un Păstârnac. Tu îți dai seama, totul a început de la un Păstârnac. Nu mai știu cum să reacționez. Și s-a așezat pe jos. Așa ceva, n-ai cum, ești nebun la cap. Doamne, nu cred. Suntem un battle-ul și așa am câștigat 4 battle-uri. Avem super echipă, frățică, deci tu zici, dar nu mă duc acolo, că după aia ni se urcă la cap și nu e bine. Mi-a picat fața real, adică, nu știu, nu, e un sentiment oribil, te simți parcă blestemat așa. Bă, una, bă, nene, bă, cu farfuria aia. Bă, ce trebuie să facem greșit? Îmi venea să urlu în interior pentru că simțeam că nu meritam o singură farfurie. Nu vine să cred. Cred așa ceva. Numai una și atât. În fiecare zi o farfurie sau zero. Deja mi-e îmi pare rău pentru Cătălin că nu depășește o farfurie. Mi se pare că cineva face mișto de mine. No offense. Jos pălăria, echipa lui Cătălin nu a avut preparat de o singură farfurie. Îmi
îmi pare rău pentru Bontea că n-a reușit să câștige niciuna până acum. Suntem totuși în betul 6 și n-are nicio victorie. În echipa Very Berry, zilnic se bea multă berry. În echipa Very Berry, ce, trebuie să trăiesc, ce dracu. Adevărat, ce dracu. Hai mai să știi că râdeau. Mai puțin Mihaela, care cumva era asumată pentru că ea a zis pastă să facem nu știu ce. Tot era pe energie. Nu, atât de calmă azi. Bravo, ce-a bravo, fată. Dar am zis, hai mă, măcar să o mai bine dispun, nu? Treci și la frigider, dă și un țipăt. Du-te la frigider! Du-te la frigider! Stai! Tare! Yes! Hai! Gata, gătim bine. Cumva, Habibi, Happy Valentin. Cam cătrănit și are dreptate. Valentin este cel mai bun bucătar din acest sezon. Nici lui Dumitrescu nu-i vine să creadă. Bă, dacă Dumitrescu, care a gustat farfuria și a gătit-o cu ea acolo și a făcut cruce și nu... Aolul ăsta să-i se facă rău, de ce să ia două? Lasă-o așa la una! Ai dreptate și tu. Bă, ce-i cu tine? Nu înțeleg, jur! Bă, e consecutivă, nu s-a întâmplat niciodată, jur, în istoria noastră de când suntem noi împreună. Niciodată n-ai pățit asta. Ce ai? Dragii mei, dragile mele doamne, n-am ce să vă spun. Very, very, vrea la bere! 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 Pe echipa Manita Regala are un membru nou, e maestru Păstârnacus. Very, very, vrea la bere! Very, very, vrea la bere! Când ajung acasă în seara asta, Păstârnacul ăsta o să doarmă cu mine în pat și pe nevastă mea o trimit în sufragerie. Hai! 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 Eu, ai, meu, eu am tratat în Păstârnacul. Gata, bro, bravo! Bine, ce-au câștigat toate etapele ăștia, în afară de ea noastră. E incredibil, frate. S-a terminat cum se putea mai bine. Chiar mă bucur maxim. Gătește-mi bine cum gătești de obicei. Hai, bine! Hai, e cel mai bun de aici, haide! Beri, beri, vrea la bere! Beri, beri, vrea la bere! Felicitări, dragii mei! Mulțumim! V-a purtat Păstârnacul noroc! Păstârnacul norocos! Păstârnacul norocos și foarte mult de el. Am reușit să câștigăm împotriva oricărei cote. M-a auzit eu bine? Ziceați că vreți bere? Da. Beri, beri, vrea la bere! Beri, beri, vrea la bere! Spor la gătit, dragilor! În echipa Very Berry, zilnic se bea multă berry. La Manita cea regală, face istorie în fiecare oală. Ce e, mă? Come on! Încep să am alergie la ei, mă crezi? Eu am alergie la berry. Deja am o alergie la cei mov și la cântecele lor. Mă stresează foarte mult pentru că simt că m-am plictisit de ei. Dar până la urmă, dacă au fost mai buni, ne conformăm cu înfrângerea și trebuie să ne gândim la pasul următor. La Cătălin e destul de tragic ce se întâmplă, pentru că nu depășește o farfurie. Ieșiți mă și voi din 12 azi? Mie să plâng. Plâng. Puțin dezamăgit, dar ca în fiecare zi, capul sus și mergem la individuale. Haide, îngătiți, Habibi. Pay attention. Da? Yes. Ok. Mari? Da, ce? Tranquilo, ce știi? Mihaela, ai o problemă, știi unde e frigiderul. Da. Bravo. Să trăiți. Șef la cuțite. Cooking show-ul tău preferat. Ți-a fost servit de Lidl. Merit să fii surprins.